Problema 4 de la pagina 152. În ipoteză. Deci 4 la 152, chiar zice așa. Triunghiul MNF triunghiul MNP. Da. Măsura unghiului MNP 90 de grade. Deci, măsura lui N, practic. Da. 90. Egal cu 90 de grade. NQ perpendiculară pe MP. NQ. NQ. Perpendicular pe MP. Pe MP. Da. Deci o să înălțimea din vârful. Da. Q aparține. MP. Da. Q aparține lui MP. Dacă MP e 10 cm, M, P, egal 10 cm. Și 5 pe Q, M, minus M, Q, egal cu 2 cm. Adică să aflăm, da, să aflăm lungimile segmentelor. Da. M, Q, egal cu? M, Q, egal cu cine? P, Q, egal cu Q, și N, Q. și 5 pe Q plus minus MQ egal cu 2 cm. Să aflăm pe celălalt. Vedem aici o relație între PQ și MQ. Între PQ și MQ o relație. NQ la a doua. Da, putea să... Teorema înălțimii, nu? Deci din teorema înălțimii, Adi, ce poți să spui? Că NQ la a doua, te rog să vorbești, Adi, e dat cu... Eu vreau să spun că MP la a doua. L-avem pe MP de 10. MP. Vrei să o zici MP la a doua, dar cum să rești pe MP la a doua, te rog să spui? Ce ai avea cu ea cu MP la a doua? Nu? Dacă ai o măsură acolo, o rești la pătrașul tu. Și trebuie să vezi și relația ai cu asta, măi, Adi. Deci, Miruna zici MQ. Deci, de ce zici MQ la a doua, Miruna? Teorema înălțimii. Înălțimea la pătrat, păi nu ne-am scris atât de două ori, am scris acolo. Deci, MQ la pătrat e egal cu cine, Adi? Egal cu MQ. Egal cu MQ, da. Ori Q, P. Ori Q, P. E, nici pe MQ nu știi, nici pe PQ nu știi. Dar este relație, în momentul de față, corectă. Teorema înălțimii corectă. 5 PQ egal cu 2 cm plus MQ. Putem să scriem ca MQ, ca fi MQ plus Q, P. Corect. Asta e. Deci MP, să scrim, MP egal cu MQ plus QP, da? Și egal cu MP care știi de așa, egal cu 10. Deci avem o relație asta, că MQ
plus Q pe egal cu 10, la care adaug de desubt relația că 5 pe Q, nu? Relația a doua. 5 pe Q sau, da? 5 pe Q minus M Q egal cu 2. Egal cu 2. Și acum cu ce facem, copii? Descădem, 5, ne adunăm. Da, de ce să facem, ce să facem? 5 pe Q egal cu 2 plus M Q. Da. Da. Nu, adică lăsăm inițiativa lor, tot important. Deci tu, Mirna, zici 5 pe Q egal cu 2 plus MQ. Adică Q egal cu 2 centimetri plus MQ pe 5. Da. Și da. Aici. Da. Dar vezi tu că ai muncit prea mult. N-ar fi fost mai bine să scoți numai pe MQ? MQ ar fi fost egal cu 5 pe Q minus 2. Corect. Și pe MQ se locuiește acasă, sunt supra 5 sau deja aceeași numitor. Da? Sigur că mai rapid este varianta, dacă le adunăm membru cu membru, Miruna, mâchiul aici îi vedem cu pozitiv și așa negativ, plus și minus, da? Atunci scap de ele. Deci cel mai rapid, cea mai rapidă idee este să le adunăm membru cu membru, chiar așa zicem că le adunăm aici și așa punem, și vine PQ și cu 5 PQ, face 6 PQ, egal cu 10 și cu 2, 12. Că MQ și cu minus MQ s-au redus. PQ egal cu 2. De unde PQ egal cu 2. Și dacă l-am găsit pe PQ... PQ îl aflăm repede. MQ va fi cât? Dacă PQ... MQ minus 2, adică 8. 8, da? 10 minus 2 și egal cu 8. Și iată că l-am găsit pe PQ, l-am găsit pe MQ. MQ mai avem acum. MQ. Avem nevoie teorema înălțimii. Așa avem. Da. MQ la pătrat. Deci MQ la pătrat are egal cu... MQ la pătrat egal cu 8 la pătrat. Nu 8 la pătrat. 8. De ce zice 8 la pătrat? Și zice la pătrat aici? A, nu. Păi simplu, mă. Atenție, dacă ne zici la pătrat și altul la pătrat, de așa te-ai dus aiurea. Deci, ca unități de măsură, la fizică. Metru la 2, metru la 2, faci metru la 4. Nu poate fi egal cu metru la 2. Deci, MQ la pătrat egal cu 8, ori 2, și face 16, de unde rezultă că MQ va fi egal cu 4. Și toate lucrurile au fost făcute. Au fost găsite toate întrebările și rezolvate. Din nou, destul de simplu. Deci dacă știm teorema înălțimii catetei și teorema Pitagorei, să vedeți, de acum trebuie să meargă foarte repede. Plus calcul algebric, da. Totul merge... Dar aici problemele lui ce spune, că numai din teorema înălțimii, știți? Urmează după aceea teorema catetei. Deci sugerează pe ce trebuie să lucrezi. Deci numai acolo te gândești, numai așa mai la îndemână, dar... Eu ne-am pregătit. Când lecții nouă, voi dați înapoi. Da. Trebuie să vă aveți convingerea că după mult antrenament nu mai apare lecție nouă. Și lucrurile merg foarte simplu. Da? Te rog, Diana. Problema 7 de la pagina 153. Da. În trapezul ABCD. 7 de la 153, da. Da, da. ABCD trapez. În ipoteză. ABCD trapez. Măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D și egală cu 90. Trapez. Radiusul trapez dreptunghi egală cu măsura lui D și egală cu 90 de grade. AB paralelă cu CD. Măsura unghiului DAC egală cu măsura unghiului ABC. Dacă AC egal cu 2 DC. Dacă AC, mai adaug, nu? Da. AC egal cu 2 DC. 2 D. D. DC. Și egal cu 6 cm. Să aflăm lungimile segmentelor. DC. DC. BC egal cu cine? D. DC. DC. A, B. Și AD. Și AD. Da, dacă e 3. E 3. E 2. Și
Și cât e AQ? De cât de ce este 3? Adică AQ 3. Da. Deci aici rapid. De ce egal cu 6 în 2 și egal cu 3 cm. Da. Bun. Păi că facem figura, nu? Da. Să lăsăm un trapez. Trapez dreptunghi. Ce se denumește pentru trapez? Dreptunghi, trapez mare. Trapez dreptunghi, da. E vorba de A, B, C și D. A, B, C și D. Ăsta este trapezul în care unghiul A și unghiul D sunt de 90 de grade și D, A, C, D, A, C, adică unghiul ăsta de aici ăsta este cât A, B, C. A, B, A, B, C. În figura mea nu prea este adevărat, dar fac trapezul și eu, că să fie bine. Iată ce eu l-am luat aici. Așa arată trapezul. De la C, adică unghiul ăsta să fie cât ăsta. Atât de mic trebuie să-l facem. Păi, cât de cât se corespunde realității? Adică unghiul de fie cât ăsta. Nu, noi eram obișnuiți să fie așa, da? Da, da, da. Da? Și de A, C, cât A, B, C. Și ce de sine? A, B, nu? A, B, nu știu. A, B și A, D. A, B și A, D. Deci l-am aflat pe AC, știm cât este de mare AC. AC știm că este 6. Și de ce 3? Și de ce este de 3? Dacă noi de 3? Cine? AC. AC e de 6. AC este 6. D că e de 3. Ce este în triunghiul A, D, C? Ce este AC? În triunghiul A, D, C, ce este AC? Ipotenuză. Și de ce? Cateta. Și ce știți voi despre cateta care e jumătate din ipotenuză? Cateta e jumătate din ipotenuză? Când cateta e jumătate din ipotenuză, unghiul ăsta îl puteți ști? 30 grade. Uh-huh. Deci când cateta, latura opusă, într-un triunghi dreptunghi, jumătate din ipotenuză, unghiul ăla e de 30 de grade. Uh-huh. Deci unghiul ăsta, autorul, nu ne spune că e 30 de grade. Dar noi l-am descoperit, pentru că și am văzut. Am văzut că asta AC e de câte grade? Asta AC este de 6, DC e de 3. Uh-huh. Deci asta este, ăsta e motivul. Și acum așa, ăsta e tot de 30 de grade.
Ați putea să spuneți cât este unghiul ăsta tot? Care? Unghiul B, C, D? B, C, D. 120. De ce? L-am măsurat. Nu știu, 150. Da. 150. De ce 150? Pentru că 60 plus 30. Sigur că da. Deci, sau 180. Ăsta e 30, din 180 ai scăzut pe ăsta. Pentru că ăsta e 90, ăsta e 90, ori suma unghiului fac și 360 și obligatoriu ăsta este de aici, de câte? 150. De 150 de grade. Asta de aici. Tot. Tot. Dar numai ăla C1 e 60. De ce A, C, D? E 60. De ce ăsta să fie de 60, spune Mirela? Pentru că din 180 scădem 30 de grade și avem unghiul D din 90, unghiul de 30. Și rămas ăsta să fie de 60 de grade, da? Da, și înseamnă că l-ai dreptul, zic eu. 60 de grade. Da? Și atunci din 150 de 60 face, ăsta de aici este 90 de grade. Deci dă AC e asemenea cu ABC. Deci triunghiul DAC e asemenea cu ACB, nu? Și putem scrie raportul de asemănare. Da, bravo! Da? Deci după mult timp. Deci, nu uitați de și share. Haideți să vedem. Așa, foarte bine. Ideea este asta, că am avut 3 și 6. De aici se rupe problema. Dacă e 3 și 6 într-un triunghi dreptunghic, asta este 30 de grade. Și dacă asta e 30 de grade, sigur, problema e limpede, fiindcă asta e și cât ăsta, spunem autorul, pentru că asta e de 30, o rămas să fie asta de 150, A, C, D este de 60, e completarea până la, e complementul până la 180 sau până la 90, cum ar fi cu 30 de acolo. Și atunci a rămas să fie de 90 și gata, triunghiul este A, C, B și cu A, D, G sunt asemenea. Hai să vedem atât. Deci rezolvare. Sau, da? Demonstrație. Demonstrație. Triunghiul ADC, ADC, între unghiul ADC, acolat avem unghiul D din 90 de grade, deci măsura lui D e egal cu 90 de grade. DC e egal cu 3, iar AC e egal cu 6. Rezultă că măsura lui DAC, măsura unghiului DAC egal cu câte grade? Egal cu măsura de AC egal cu 30 de grade. Și atunci reiese de aici. În ipoteză avem că măsura lui DAC egală cu măsura lui ABC și egală cu, deci DAC cu ABC, și egală cu 30 de grade. Bun. Și de aici rezultă că măsura lui DCB, măsura lui DCB, egal cu 180 de grade minus 30, egal cu 150 de grade. Și dacă ăsta este 150, de desubt mai adăugăm că măsura lui ACD egal cu cine? ACD egal cu 90 minus 30 de grade și egal cu 60 de grade. Și din cele două reiese că ACB, măsura lui ACB egal cu 150 de grade minus 60 de grade și egal cu 90 de grade.
Și aici, acum, fie triunghiul. Triunghiul ADC și triunghiul ACB. Deci ADC și ACB. Despre cele două triunghiuri spun că au. Au ADC, măsura lui ADC, egal cu măsura lui ACB, deci ADC egal cu măsura lui ACB și egal cu 90 de grade, ADC cu ACB și egal cu 90 de grade, și mai au DAC, măsura lui DAC, Miruna, egal cu cine? Măsura lui DAC, 30. Egal cu acelălalt, cu ABC, măsura lui ABC, și egal cu 30 de grade. Și de aici, fiindcă au, conform cazului unghi-unghi, nu? Conform cazului unghi-unghi, rezultă că triunghiurile AD, luate în discuție, cum sunt triunghiurile acestea? Asemenea. Triunghiul ADC. Triunghiul ADC, asemenea cu triunghiul ACB. Știm raportul de asemănare și ar fi așa. AD supra egal cu DC supra egal cu AC supra. AD. Sunt unghiul din C spre AB. Unghiul din C, unghiul din C, din C este cu un supra, unghiul din C de ăsta. E ăla din A, spre BC. Așa. Ăsta e de 60 AD. Corect. Da. Și ăsta de aici, uite, BC. Vedeți cât e de important abia acum? Sigur că da. Când tot am insistat, deci AD supra BC. BC egal cu DC. DB, ai zis. DB. DB de unde? Nu, dacă DC. DC. Bine, bine, scuze. DC, ade. DC. Se duce spre unghiul din A. Care e de 30 de grade. Da. Ăsta de aici, de cât ăsta din A. Da, spre C. Supra C. Și egal cu... CB. AC. AB. Supra AB. DC spre AC, îl știm. DC supra AC, știm că mărime, nu? Da, 3 pe 6. Egal cu 3 pe 6 și egal cu 1 pe 2. AD, cât e AD, AD, nu știm. A, deci acum zicem AD supra BC, ati? AD supra BC. Egal cu 1 pe 2. Egal cu 1 pe 2. Pe BC îl știm cumva? Nu, nu. Pe BC... Îl aflăm acum pe ABA, putem să aflăm pe BA. Pe AB putem afla repede. Deci, de ducem mai așa, ce supra AB, nu? AB, da. Scrim pe acela, AC supra AB e egal cu 1 pe 2, nu? Da. Și AB e egal cu 2 ori AC. Dar pe acel știm? Da, 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 da. E 6. Deci, AB de aici e egal cu de 2 ori AC, AC 2 ori 6? 12. 12, 2 ori 6. Egal cu 12. Iar BC nu e tot 3? Păi dacă... Păi dacă avem un 90, ăla e 30 și AC e 6. Păi nu. Păi nu. Deci ce știm noi în clipa asta? Din întrebările de aici, AB l-am aflat acum? Da, da. AB cât am spus? 12. Și mai trebuie să aflăm AD. Dacă nu-l aflăm pe BC, nu putem să-l aflăm pe AD. AD. Da. Păi trebuie să ne folosim teorema înălțime. Cu de-aia toată teorema înălțime. Să ne folosim teorema înălțime. Triunghiul ăsta AC, B, ce fel de triunghi este? Dreptunghic. Dreptunghic. Și atunci dacă ducem înălțimea din C, e totdeauna din unghiul drept. Da, da. Ce unul să zic? Ce știm? CC1 este egal cu produsul
segmentelor determinate de ea pe ipotenză. Deci CC1 este AC1 ori C1B. Da. Hai să zicem și noi. CC1, deci în triunghiul. În triunghiul ACB. Triunghiul ACB. Măsura unghiului C, să punem din nou. Da, măsura unghiului C egal cu 90 de grade. Și atunci rezultă că CC1 la CC, CC1 la pătrat egal cu AC1. Teorema înălțimii, TI, da? Teorema înălțimii, CC1 la pătrat este egal cu AC1 ori C1B. Am vorbit așa ceva, nu? Înălțimea la pătrat adusă din vârful unghiului drept este egal cu produsul dintre produsul segmentelor bucăților străt determinate de ea pe ipotenuză. Adică nu mă urmăște. De ce nu mă urmăște? Hai să mai vedem cu dată. Ce ți este clar până aici? Că triunghiul a fost asemenea, am urmărit? Nici asta n-am urmărit. Ba da. Da? Triunghiul ăsta ACB, că e din 90 de grade aici, am hotărât împreună? Da. Am zis că asta fiind de 30 de grade, am avut aici 150, am scăzut pe ăsta de 60 și a rămas 90 de grade. Este pe aici undeva, uite, 90 de grade. Și în triunghiul dreptunghic ACB am dus perpendiculară din vârful unghiului drept. Trebuie să închipui așa, adică. Ăsta e C1. Și aici AB, AB, și când am dus înălțimea CC1, înălțimea CC1 la pătrat este egal cu AC1 ori C1B. AC1 ori C1B. Dar CC1, cu cine ar fi egal CC1 ca mărime? Ce fel de, ce figură este ADCC1? Dreptunghi. Este un dreptunghi. Și atunci CC1 este cât AD. Da? Deci zicem și noi că ADCC1 ADCC1 dreptunghi și atunci rezultă că CC1 e egală ca lungime cu AD. Și atunci ne permitem ca în loc de CC1 să zicem AD. Corect. Și o să spunem aici AD pătrat, AD pătrat, egal cu AC1 ori C1B. Egal cu AC1 ori C1B. Și egal mai departe cu. În loc de AC1, în loc de AC1, pot să spun de ce? Da, și 3. Da? AC1 este egal cu de ce? Din ce motiv e egal cu de ce? Pentru că de ce, ei, figura e dreptunghi, și latura opusă sunt congruente. Deci egal cu DC ori C1B. Dar pe C1B o putem afla? Cât a fost AB toată? 12. Și am scăzut 3. Din 12. 9. Rămâne 9. Deci, deci egal cu 3 ori 9 egal cu 27. Deci AD pătrat, avem ca AD pătrat, egal cu 27. De unde AD simplu? AB nu 3. Nu, e adevărat. Radical din 27, care înseamnă 3 radical din 3. Da. Pe 9, pe 27 zicem 9 ori 3. 9 iese radical și din 3 radical din 3. Deci 3 radical din 3 și s-a terminat problema. Hai să vedem că aici nu v-ați aici prins. Au fost... Da, deci nu v-ați prins deloc. Pentru că... hai să trecem în revistă să vedem momentele importante ale problemei. Momentele importante din problema asta. Care a fost atât? Remarcă-le tu. Prima, că de ce este jumătate, a fost o treabă simplă. Da. Care a fost momentul care declanșează problema? Am dat seama cu unghiul de acă e de 30. Asta e primul moment. Deci notăm, momente importante. Da? Momente importante.
momente importante. Măsura lui D, A, G, unghiul opus într-un triunghi dreptunghic, unghiul opus, când unghiul este jumătate, când unghiul opus catete este jumătate din ipotenuză, nu, într-un triunghi în care cateta este egal cu jumătate din ipotenuză, unghiul respectiv este 30 de grade, da? Unghiul opus catetei, care este egal cu ipotenuza supra 2, implică, este unghiul acela egal cu 30 de grade. Unghiul respectiv este 30 de grade. Deci unghiul care este jumătate, unghiul opus catetei, ce este egal cu jumătate din ipotenuză, unghiul acela este egal cu 30 de grade. Asta a fost momentul 1. 2. Al doilea moment. Când am aflat celălalt unghiul și am zis că B, că e asemenea cu... Sigur că da. Triunghiul D, ce este aici? A, D, C, e asemenea cu triunghiul B, C, aici ce a fost? A. A, parcă, nu? A. A. D, C. Triunghiul A, D, C. Este asemenea cu triunghiul A. A, D, C. Cu triunghiul A, C, B. Bine, la nu? Cu triunghiul A, C, B. Alt moment. Când am scris raportul și ne-am dat seama cât e A, B și cât e A, D. Bun, am scris raportul de acolo și când am scris pe CC1. Aici este al treilea moment important. Deci, CC1 dusă de noi. CC1 egal cu A, D. CC1 este egal cu A, D. Și de aici am scris teorema înălțimii, da? Cu teorema înălțimii. Teorema înălțimii într-un triunghi dreptunghi din vârful A. Astea au fost cele momente. Dacă te-ai prins aici, ai făcut problema. Dacă nu, stai și plângi pe lângă problema. Sigur că în clipa în care aveam pasta de 6 și pasta de 3, eu puteam folosi Pitagora. Asta la pătrat, plus asta la pătrat, face ipotenuza la pătrat, dar vezi pe cerut înălțimea, din teorema înălțimii. N-au învățat-o, știți, nu le-au predat-o. Sigur că da. Și atunci a trebuit să găsesc o idee, o idee în care numai teorema înălțimii se folosesc. Da? Și asta a fost, ducerea lui CC1, corect. Ca să mă duc la AD. Pe AD, corect. Altfel nu avem nicio șansă. Și DC-ul egal cu AC1, corect. Da? Deci, DC-ul egal cu AC1, mă zis, astea și C1 plus așa găsit. Se rupe de aici acolo. Dar mult mai simplu, vedeți, dacă ar fi avut Pitagora. Da, era mult mai ușor cu Pitagora, dar dacă nu l-a predat-o... N-avea voie să o folosesc. Da. Da. Ea a vrut să fie în felul ăsta mai interesantă, mai complicată. Mai au o problemă, dar să o mai facă și ea acasă, domn profesor. Da, da. Că am și eu obosit. Exact. Câte și ea obosit. Nou, nu? Cred. E nou fără un sfert. Da, fără un sfert. Dacă n-a venit clasa 11-a, da, da, da. N-a avut ce să ne oprească. La revedere, vă mulțumesc că l-ați numai pe profanai și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la și șer. Așa se facă prietenii noștri. Dar nu mai facem momentii sau avem la fiecare am scris acolo, momentele, nu? Da, da, da. Sinteză ori? Păi asta am ori, am puterea înălțimii, a lui Pitagora, a lui Sacatede. La revedere. La revedere.